depășim un Renault Clio acum. Acum depășim, îi dăm un guarnă. Cu banda întâia, viteză. Ne băgăm în fața lui ca să-l enervăm. Avem verde, am depășit și un Fiat Albea, care e mașină de căcat. Prin motor o să facem o viteză, ce viteză fabuloasă. Avem filmați acolo. O viteză fabuloasă. Aproximativ 55-60 km la oră. Deschidem nitro. Am depășit și în contraband roșu, care conduce o cupană începătoare, stresată rău. Un începător, suntem pe cale să-l pute și pe ăsta. Ne băgăm cu viteză nebună, 64,5 km la oră. Opa, cantat de gondoliste. Da de porți, mă. Acum o accelerăm, viteză maximă, viteză maximă. Radarul meu este prin preajmă. L-am depășit și pe ăsta care-i format tot pe partea dreaptă. Și viteza de 80 km la oră. E aproape 80, nu chiar 80. Viteză maximă. Și un papuc de căcat am depășit. Acum facem dreapta spre Păsărica de la Ițcani. De la Burdujeni, pardon. Scuzați. Mai încetinim o leacă bolidul. Numai că ne lasă cam într-o parte, așa. Scârții roțile, nu se aude acum că scârții afară, e foarte bine antifonată. Motorul nu se aude nici atâta. Milițienii, uite, milițienii cum am venit la spălătorie. Ne pândește pe noi. Uite cum stau. Alei. Avem centură polă. Ne apropiem de destinație. Am ajuns cu bine la destinație. S-ar putea să ne-am băgat de-am pulea în curul la această mașină de căcat. Solnița? Solnița s-a gândit să plece. Hai da! Merge bolidul, fiți atenți aici, bolidul! Bolidul frânează, se pregătește, îți deschidă parașuta. Nu mai avem chirosen. Frânăm, frânăm. S-a frânat. Așa, luăm o curbă și intrăm pe asfaltul din fața blocului, care se cam lipsește cu desăvârșire. Facem o curbă la 90 de grade. Ah, de păr, adică s-ar zice. Și am ajuns cu bine la destinație. Am ajuns întregi nebătrămați în borțile din fața lui blocul și parcăm în gosulență. Pa, doru! Recuplăm pilotul automat și gata.